fiecare recenzor, ARA, va avea în gestiune două tablete, astfel încât să poată asista concomitent două persoane care îi solicită acest serviciu și două chestionare în format fizic, martor în limba română. Recenzori vor fi implicați și în prima etapă a recensământului populației și locuințelor din OLT, etapă care vizează autorecenzarea. Pentru ca procesul să se desfășoare fără probleme, în aceste zile se înmânează recenzorilor materialele și tabletele necesare asistării populației la completarea formularelor și au loc seminarii de instruire. Participanții la instruire susțin că ele sunt necesare și le clarifică eventualele nelămuriri. Ce ați primit pentru acest recensământ? Două tablete pe care trebuie să le folosim pentru autorecenzare momentan. O să avem până pe 15 mai autorecenzarea. Ulterior o să urmeze recenzarea din casă în casă. Participați pentru prima dată la recensământ? Da, sunt nominalizat pentru prima dată. Cum vi se pare această activitate? Încă nu am luat contact cu regulile care urmează să se aplice pentru recensământ. Pe parcurs ne vom descurca. Credeți că sunt utile astfel de instruiri? Categoric, foarte utile. Și nu. Cam ce ar trebui să faceți? Cred că da. Nu. Știu de la colegi ce au mai făcut ei și pot să învăț. O să fie probabil un pic mai dificil această fază cu autorecenzarea, pentru că probabil mulți ori nu vor ști sau nu vor vrea să facă, vor lăsa pentru a se merge pe teren. Da, pot veni la primărie și atunci puteți să discutați. Știu, cu ei. Dar nu știu cât de mult ori să vină la primărie. Oamenii probabil că își vor vedea de alte activități pe care le au. Recensământul populației și al locuințelor se desfășoară în premieră prin două metode, autorecenzarea și interviurile față în față. Fiecare dintre cele două etape durează două luni. La prima etapă participă doar o treime din personalul implicat în acest proces de inventariere a românilor și a locuințelor deținute de ei. La nivelul fiecărei primării există cel puțin un spațiu special amenajat cu un recenzor sau mai mulți recenzori care îi vor ajuta și îndruma pe tablete. Fiecare recenzor are două tablete la dispoziție. Va îndruma și ajuta cetățenii respectivi. Câți recenzori participă la acest recensământ? Pentru faza aceasta sunt 186 de recenzori, urmând ca în faza a doua, din luna mai, să avem 418 recenzori în teren. Sunt cei care au mai lucrat și la recensământul agricol sau sunt persoane diferite? O parte din ei au lucrat și anul trecut la recensământul agricol, altele sunt persoane nou venite. Primele date oficiale ce se vor desprinde în urma acestui recensământ vor fi aflate după cel puțin 6 luni de la încheierea procesului de inventariere. Când vom afla? Cât suntem cu adevărat? Foarte probabil la începutul anului viitor vom avea primele rezultate. Autorecenzarea, care debutează la începutul săptămânii viitoare, se va putea realiza de pe orice telefon mobil tip smartphone, tabletă, laptop sau PC. Chestionarul pentru autorecenzare se completează de către fiecare membru al unei gospodării și este disponibil atât în limba română cât și cea a minorităților naționale și în limba engleză. Înainte de completarea acestora, cei care doresc să se autorecenzeze trebuie să completeze în prealabil un formular pentru preînregistrare disponibil pe adresa www.recensamantromania.ro.